ce te-a deranjat până acum? Legat de Ștefania, nu știu, în relația cu Cosmin. Nu, legat de ea, nu. M-a deranjat nimic. În special, mă deranjează doar că continui să aud ca o melodie repetitivă Ștefania Cosmin, Ștefania Cosmin, mă deranjează chestia asta. Am auzit-o și pe Giulia, nenumărate rânduri, pe Larisa decât o singură dată. Tu încerci să-mi induci mie minte că știi, stai că el deja a ales, că eu știu mai bine. Păi nu-i nimeni expert în nimeni până la urmă. Ești expert în Cosmin. Mă plictisește așa că mi se pare că Bianca, în primul rând, are ceva personal cu mine. Da, nu că m-ar interesa asta, pot să trăiesc aici în continuare. Dar de ce crezi că are ceva personal cu Pentru tine? Că eu susțin Ștefania Cosmin. Poate ea cumva crede că dacă ar fi la o adică, Cosmin s-ar întoarce către ea sau ea s-ar întoarce către Cosmin și cumva i-ar fi mai ușor să îndepărteze pe Ștefania de Cosmin ca decât... N-am niciun interes nici la Ștefania, nici la Bianca să le apropii de Cosmin. E bine, tocmai ai zis că Ștefania, Alena și Cosmin sunt trei oameni ușor influențabili. Și tu, Bianca, nu. Mie îmi pare că ea nu are personalitate și că nu este original în ceea ce face. Bianca? Da.